Bine v-am regăsit la o nouă ediție Scenă Deschisă. Sunt Teodora Tompea, mă bucur să fiu din nou alături de dumneavoastră cu o invitată alături de care vorbim despre frumusețe la orice vârstă, pentru că a demonstrat că poate să existe frumusețe și după vârsta de 60 de ani, atunci când multe dintre doamne cred că acest lucru poate că nu mai e atât de posibil. Dana Sota este invitata mea de astăzi. Dana, îți mulțumesc tare mult pentru prezență. Și eu mulțumesc mult pentru invitație. Și chiar discutam înainte de emisiune și spuneau și colegii ce bine arată și ce bine arată la peste 60 de ani. Și cred că ne-am întrebat cele mai multe dintre noi cum reușești. Într-adevăr, tu ești un om pasionat de beauty, de wellness, adică ai făcut o prioritate din asta. A devenit, cred că, și un mod de viață, nu știu, o meserie. Astăzi e mai mult decât un ritual de îngrijire. Da, absolut. Eu am intrat în lumea de beauty acum peste 30 de ani. Pentru că am fost pasionată de treaba asta. Am avut primul centru de estetică facială și corporală din România, non-invaziv, în 1999. Și așa am ajuns. Când nu era trendul acesta neapărat de a face atât de multe absolut deloc, pentru... Nu era absolut deloc, nu. Era SF. 99, practic, nu știa nimeni despre asta. Pe lângă faptul că am făcut educație publicului să înțeleagă conceptul de wellness, m-am educat și pe mine și am învățat și eu foarte mult, pentru că, cum spuneam, am fost totdeauna foarte pasionată de zona îngrijire, nu neapărat frumusețe la modul estetic, ci îngrijire la modul sănătate și estetic. Bun, și chiar te întreb acum, știi, direct, adică intru în subiect direct, și ce faci, dacă poți să spui câteva lucruri pe care le faci să arăți în continuare atât de bine? Sunt absolut convinsă că e deja un clișeu pentru tine să ți se spună că arăți de 40 și câțiva ani, 45 de ani, nu arăți de 60. Dar totdeauna am arătat cu minus 10 ani de tinerețe. Spune-ne și nouă, că vrem să știm. Cu siguranță este și partea genetică, dar este și epigenetica, adică cum îți trăiești viața și degeaba te înzestrează Dumnezeu, cum se spune, dacă tu nu ai grijă de aturile tale. După cum spuneam, este o muncă pe care eu nu am perceput-o ca pe o muncă, ci ca mi-a fost drag să fac lucrurile astea. Și mi-am făcut anumite ritualuri de foarte tânără, de la 30 de ani. Te referi la ce mănânci, de la exemplu? La ce mănânc, la sport de 3 ori pe săptămână. Nu mănânci carne? Ba da, mănânc, acum mănânc. Dieta mea s-a schimbat în timp. Am încercat și am fost pentru 2 ani ro-vegan. A fost, cum greu. Să spun, a fost greu. Se pare greu. Mă simțeam, în schimb, foarte bine. Dar am făcut-o cumva după capul meu, ceea ce n-a fost ok, pentru că nu am avut îndrumarea unui medic specialist. Mi-ar fi plăcut să știu asta înainte să mă apuc să țin această dietă, pentru că nu am suplimentat cu diverse lucruri, suplimente alimentare, să spunem. Da, adică să ai acel aport de vitamine, exact, proteine care m-ar necesar. Fi ajutat foarte mult. A durat 2 ani acest experiment pe propria piele. Mă simțeam foarte bine, pielea arăta foarte bine, doar că după vreo 2 ani a început să-mi cadă părul, de exemplu, pentru că era o lipsă de B12. Eu n-am știut, repet, la momentul acela, da, că trebuie să suplimentez cu niște lucruri. Într-adevăr, astăzi este mai mult, să zicem, o dietă mediteraneană, bazată pe multe legume, cam 80%, pește ocazional și carne foarte rar. Pui sau, și sau faci vită. Sport foarte mult, din ceea ce știu, adică faci mișcare. Fac mișcare, da, nu sunt vreo disperată după sală sau pilates, că asta fac, sală de fitness sau pilates, mai merg la dans, m-am apucat anul trecut de dansuri de societate și am și mers la niște concursuri internaționale deja. Foarte frumos, felicitări. Da, mulțumesc, a fost o pasiune de-a mea veche pe care nu am reușit să-mi o realizez până acum, așa că am zis că este timpul, am timp pentru mine acum și pot să fac și lucrul ăsta. Și m-am apucat de dansuri de societate. Timp pentru tine, pentru că, știi, ai crescut copilul, copilul a crescut mare, s-a așezat la casa lui, dacă spuneai că n-ai avut timp. S-a și căsătorit, adică da, deja ai intrat într-o nouă etapă. Da, da. Dar cum ai trecut peste momentul acesta? A crescut copilul tău, s-a așezat la casa lui, ai trecut și printr-un divorț. Știi, da, de obicei noi, sau oamenii
cad într-o pantă care nu le este neapărat favorabilă. Tu, nu știu, ai avut momentul acesta de cumpănă? Bineînțeles că l-am avut, bineînțeles că ca orice despărțire, mai ales după dragostea vieții de la 19 ani m-am căsătorit, așa că m-a durut, n-ai cum să treci așa ușor. Într-adevăr, s-a întâmplat aproape după 30 de ani despărțirea noastră, deci am stat destul de mult împreună, zic, da. Am rămas însă foarte buni prieteni, noi ne vizităm săptămânal, ne sărbătorim împreună zilele de naștere, am mers chiar împreună în câteva călătorii, deci suntem în continuare o familie alături de familia soțului actuală, pentru că el este recăsătorit. Și are doi copii. Nu e greu să faci asta, știi, e o dovadă de multă înțelepciune și maturitate și respect. Faptul că poți avea o relație de prietenie, de amiciție, de colaborare și după ce nu mai împarți aceeași familie. Da. Și totuși... Nu este simplu. Nu este simplu. A fost o perioadă, a fost un proces, nu a fost de la început, recunosc, pentru că spuneam că am suferit, m-a durut despărțirea. Dar în timp lucrurile s-au așezat, mi-am dat seama că pentru copilul nostru, pentru Andrei, este foarte important ca noi să fim în continuare împreună ca prieteni sau ca familie și să simtă lucrul ăsta. Și, nu știu, așa s-au desfășurat mai departe. Nu ți-a fost teamă de singurătate la etapa aceasta de vârstă, când poate și numai e ca la 19 ani, că spuneai că de atunci ați fost împreună? Nu m-am gândit la asta. Nu. Nu. Și nici n-am fost singură după aceea. E adevărat că nu m-am mai căsătorit. Revenind și la ceea ce faci tu, acest wellness, ce înseamnă de fapt wellness? Sau ce înseamnă? Noi definim beauty, restrângem puțin. Restrângem, da. Ne referim doar la aspectul acesta fizic. Da. Dar ce înseamnă să fii un expert în beauty și wellness, ceea ce ești tu astăzi? În primul rând că am studiat partea aceasta de îngrijire. Pentru mine beauty, frumusețea, înseamnă în primul rând naturalețe și frumusețea care ne vine de la mama natură și cumva să o păstrăm și să accentuăm acolo unde putem lucrurile frumoase pe care le avem, estetic vorbind, dar înseamnă foarte mult partea de sănătate, deci cum te simți tu cu tine. Și când spun sănătate, spun absolut tot, adică de la mental, emoțional și fizic. Toate contează în egală măsură. Degeaba suntem, arătăm impecabil, mergem la sală, mâncăm sănătos, dacă emoțional suntem secătuiți, suntem, habar n-am, singuri, depresivi, poate nu... Se vede, lucrul ăsta se vede în ochi, se vede pe piele, se vede. Nu are cum să nu se vadă. Ai făcut terapie de-a lungul timpului, de-a lungul vieții? Am făcut, da. În primul rând am făcut, ca să văd despre ce e vorba, că eu încerc totul pe mine. Și la un moment dat am făcut și de nevoie, da. Da. Ești pro sau contra intervenții estetice? Nu mă refer aici la tratamente, ci mă refer la cele care presupun modificarea aspectului fizic. Eu spuneam mai devreme, merg foarte mult pe natural. Dacă începi să ai grijă de tine din timp, să știi ce produse de skincare să folosești, de îngrijire. Adică ce creme, seruri, să-ți faci un ritual. Și mergi ocazional la un salon, la o clinică estetică, pentru tratamente non-invazive sau minim-invazive, și aici înseamnă un tratament cosmetic mai profund. Sau puțin botox, toxină botulinică, sau niște filere foarte fine cu acid hialuronic, sau niște cocktailuri de vitamine. Se pot face foarte multe lucruri, nici nu se vede, adică doar previi și păstrezi ceea ce ai deja. Cu cât faci mai devreme lucrurile acestea, cu atât ajungi la intervențiile chirurgicale mai târziu sau deloc. Și revenind la întrebarea ta, atunci când chiar nu te simți bine cu tine și îți afectează partea asta de self-esteem, de cum te vezi încredere, și cum da, te simți, da. Atunci da, fă ce simți că este nevoie. Să nu exagerăm, eu nu sunt pentru exagerări, nu sunt pentru
sâni foarte mari sau buze foarte mari sau cât mai natural posibil. Da, ne întoarcem, Dana, imediat trebuie să luăm o foarte scurtă pauză, dar rămâneți pe Digi24 pentru că vom continua această discuție despre wellness, ce înseamnă până la urmă a fi bine noi cu noi. Am revenit la Scenă Deschisă și Dana Sota este în continuare invitata mea. Dana, pentru că am vorbit despre frumusețe cumva în privința aspectului exterior, fizic. Tu ești un om care a fost expus de-a lungul timpului și pe o perioadă destul de mare de timp și viața care ți-a fost și în reviste și în tabloide și pe internet, hate, în fine, păreri pro sau contra. Cum faci să obții acest... nu știu, wellness sau această stare de bine, cumva tradus pe înțelesul tuturor, pentru că pare că trăim niște vremuri în care noi suntem în căutarea acestei stări de bine și s-ar putea să o ratăm, știi, tocmai fiind mereu căutând. În căutare, dar noi să ratăm acele mici momente, sunt spike-uri, viața e de fapt din niște sclipiri de frumusețe, de fericire, nu e o abundență continuă. Da. Cum faci, cum ești tu, cum e pentru tine? Iarăși, nativ, sunt o persoană foarte echilibrată. Și lucrul ăsta ești, recunosc... Ce zodie ești? Eu nu cred în zodii, dar te taur întreb că sunt. M-aș aștepta să zici da. Ceva balanță sau cine nu, cu două. Nu, sunt un taur echilibrat și foarte pământean. Da. La mine funcționează lucrurile cam așa. Mă ajută foarte mult ritualurile. Tot ce înseamnă ritual repetitiv. Bun. Că vorbim despre rutina de îngrijire, că vorbim despre un ritual de a merge sâmbătă seară să dansez. Am un loc în care merg vinerea sau sâmbăta și dansez. Pur și simplu mă duc acolo doar pentru asta. Ritualul, nu știu, nu reușesc săptămânal, dar lunar să mă văd cu un anumit grup de prieteni. Lucruri care știu că îmi fac bine, că mă bucură, le introduc în viața mea repetitiv. Ca tot timpul să pot să mă încarc și să mă echilibrez și să mă hrănesc din aceste... Și când ceva nu e bine, cum faci să elimini? Dacă este vorba de persoane, elimin fără nicio problemă. Deci am făcut curățenie în ultimii 2-3 ani, la greu. Deci prieteni de o viață, prieteni, de fapt mi-am dat seama poate că... de conjunctură au fost. Poate au fost exact de conjunctură sau poate pur și simplu am evoluat diferit. Dorim să mergem în alte direcții și atunci nu mai avem ce să căutăm unii lângă alții. Și fără nicio supărare am încheiat niște capitole și din punctul ăsta de vedere nu mai fac niciun rabat. Când este vorba despre oameni care îmi creează o stare proastă, am închis fără nicio problemă. Și ai regrete? Nu neapărat în privința relațiilor, în general. Regrete mai sunt, da. Dar încerc să merg mai departe, încerc să învăț din greșeli, pentru că normal am făcut și eu greșeli, ca toată lumea, învăț din ele și asta e ideea până la urmă, să înveți, să nu le repeți. Crezi că femeile se pot susține real, la modul profund și real, una pe cealaltă? Mi-ar plăcea să cred că da. Într-adevăr, nu reușim mereu. Dar și asta este o temă pe care încerc să o împing și să arăt că se poate. Da? Anumite comunități de femei se pot ajuta foarte, foarte mult. Da, pentru că pare de multe ori că nu... Că suntem în competiție. Da, că nu suntem pe direcția aceasta, ci mai degrabă în competiție. Societatea, mă rog, ne-a dus cumva, ne-a indus și ne-a dus poate mai mult în ultimii ani în perspectiva asta. Cumva noi vrem să facem foarte multe și putem să facem foarte multe. Eu așa sunt mai old school, eu am rămas pe clasic, mie îmi place familia, îmi place căsătoria, încă cred în căsătorie, chiar dacă viața mi-a demonstrat cumva altceva, eu cred în cuplu și în căsătorie, eu în cuplu mă simt bine, nu mă simt bine singură și recunosc că nu sunt o femeie, nu neapărat independentă, dar căreia îi place să aibă un partener alături. Și nu neapărat pentru o susținere financiară, ci pur și simplu pentru a împărți viața și a împărți frumos cu cineva. Și care este totuși cea mai mare temere a ta? De ce ți-e frică cel mai mult?
Cred că e vorba tot cumva legat de vârstă, dar nu de aspectul exterior, ci de, să le zicem, problemele care vin odată cu vârsta. Lucruri pe care nu le poți controla. Eu fac prevenție, eu pe mine, de foarte mult timp, de la 30 de ani, după cum spuneam, fără să-mi dau seama că la momentul acela mă gândeam că fac lucruri ca să fiu bine atunci. Dar mi-am dat seama în timp, trecând timpul, că am făcut foarte bine ce am făcut atunci. Pentru că, de exemplu, am intrat la menopauză la 53-54 de ani. Deci foarte bine, nu la 40 cum se intră acum, sau mult mai devreme în orice caz, într-o stare de sănătate excelentă. Lucrul ăsta m-a ajutat să trec prin această perioadă foarte delicată și firească în viața oricărei femei, dar m-a ajutat să trec ușor față de alte femei pe care le aud și care îmi cer sfatul, ce să fac, uite, am asta, 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 dar care au intrat la menopauză cu probleme deja de sănătate. Toată chimia organismului se schimbă și atunci brusc se întâmplă lucruri. Și cu toate astea, constat că eu, care am avut grijă de mine la modul foarte, foarte serios, constant și consecvent, cum îmi place mie să spun, totuși sunt niște lucruri pe care nu le înțeleg, nu știu ce aș fi putut să fac mai bine. Te referi la corpul tău, da, cum reacționează exact, corpul acum? Ca să le previn. Deci să zicem că asta ar fi temerea, lucruri pe care nu le pot controla. Sunt, da, de fapt corpul încetinește în multe dintre acțiunile exact, sale. Exact, și oricât am vrea noi să facem, așa, la modul non-invaziv, că despre asta vorbesc, e greu, nu e simplu. Dar ți-e frică de îmbătrânire, că vine de fapt cu o mică neputință etapa aceasta de vârstă, care tu ai amânat-o clar destul de mult, sau ți-este frică de moarte? A, nu, la moarte nu mă gândesc, nici nu m-am gândit, nu. Nu, mă gândesc la neputință mai degrabă, știi, la zona asta. Și uite, pentru că, știi, din păcate, în societatea noastră și mă refer la marea masă, când ajung la vârsta aceasta la care ai ajuns, tu știi cumva se pierde motivația, se pierd multe lucruri care ar trebui să fie firești. În țările din vest, oamenii atunci, de abia fapt, atunci descoperă multe, multe, multe oportunități și au multe experiențe. La noi, în România, din păcate, nu este așa. Ce proiecții ai tu? Sau ce planuri ai tu? Sau îți faci planuri de viitor? Trăiești în prezent? Îți place să trăiești momentul acum? Îți faci planuri de viitor? Că asta e un proces tare important. Da, așa este. De obicei îmi fac planuri pe termen foarte scurt. Adică ce înseamnă? Jumătate de an. An maxim. Maximum. Da. Viața mi-a demonstrat că treaba asta cu planurile nu funcționează mereu. Ba chiar este o glumă, spune-i lui Dumnezeu ce planuri ai ca să râdă de tine, ceva de genul. Deci nu fac planuri pe termen lung. Trăiesc momentul și încerc să scot din acest moment cât mai multe lucruri pentru următoarele 6 luni. Și da, nu mă las. În continuare am proiecte și planuri, uite, chiar m-ai întrebat, pe 6 octombrie. Mâine, adică. Da. Am prima conferință de, să zicem, frumusețe, sănătate, wellness, well-being, pe care o găzduiesc alături de Dana Săvuică, și ea o femeie trecută de 50 de ani și care și ea are grijă de ea. Și adunăm o serie de specialiști care vor veni să ne povestească din perspectivele lor de medici ce e mai bine să facem pentru noi. Și pentru că ne apropiem într-adevăr de final, dincolo de partea aceasta, ce ți dorești tu totuși să mai faci de acum încolo? Adică dincolo de zona aceasta, ce planuri mai ai? Eu totuși te forțez să te duci și mai departe de cele 6 luni pe finalul emisiunii. Deci spuneam că planurile mele nu sunt pe termen vacanțe, foarte lung, dar sau, îmi place foarte mult să călătoresc, într-adevăr. Este cea de-a doua pasiune a mea, prima este îngrijire, da, sănătate.
și acolo merg în continuare, stau, studiez, vreau să fiu la curent cu absolut tot ce se întâmplă nou. Nu te-ai gândit să faci studii în domeniul acesta? Da, am făcut. Ai făcut studii domeniu? Da. Mă rog, este un domeniu foarte vast, așa că am intrat pe zona de wellness mai mult. Și a doua pasiune este să călătoresc și aș vrea să o fac cât mai des și mai... Și care este următoarea destinație în care vrei să știi ajunge? Că nu m-am gândit. Destinațiile care îmi plac mie sunt cu soare. Și în primul rând, când caut asta, caut să mă odihnesc și să mă duc să mă relaxez, pentru că căldura mă relaxează. Dar nu m-am gândit încă, nu știu. Bine, atunci te lăsăm să mergi în vacanță și te așteptăm după aia cu mare la o ediție să vorbim despre vacanțe, că n-am ajuns în acest punct neapărat al vacanțelor. Mulțumesc, Dana, pentru sfaturile oferite sau sper să fi fost o inspirație pentru doamnele care ne urmăresc și știu că sunt destul de multe care te urmăresc și pe rețelele de socializare și se inspiră din ceea ce faci tu. Și eu am și site-ul unde am scris de 13 ani, tot scriu de... Tot, absolut tot ce încerc și ce funcționează pe site-ul meu, deci și acela este. Cred că un sfat ar fi, nu știu, ca să rămână cei care s-au uitat la această emisiune, echilibru, să spunem, sau cum am rezumat? Da, măcar căutarea echilibrului, încercarea să încercăm să ne simțim cât mai bine noi cu noi. Și nu este nimic egoist în treaba asta, pentru că dacă noi cu noi suntem foarte bine, putem oferi foarte bine și celor din jur. Frumos, mulțumesc mult de tot pentru prezență și vă mulțumesc și dumneavoastră, celor care ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare pe Digi24.